momentele înființării Curții de Casație de la 1862, pentru că merg pe ideea a doua, a treia, nu știu câte idei o transmit, dincolo de recunoștință, dincolo de necesitatea o apariției unor asemenea lucrări, ci a nevoia de continuitate pe care am păstrat-o. Dacă am avut o continuitate statală pe unitate de la 1600 până în prezent, regăsim și o continuitate în interpretarea și aplicarea legii pe constantele dreptului românesc, adică pe principiile fundamentale, pe care le regăsim de atunci și până astăzi. Vă asigur că în momentul în care o să veți citi, vedeți câtă actualitate era în 1921 sau în 1934 pe aspectele care decurgeau din nevoile justiției din acele vremuri până în prezent. Și o să spuneți, nu s-au luat măsuri? Nu, au fost resimțite în aceeași etapă, pentru că judecătorii s-au confruntat cu aceleași situații din partea tuturor celor trei puteri. Am să folosesc denumirea de puteri în sensul istoric și nu de autoritate executivă, legislativă, judecătorească, pentru că în acele momente erau cele trei puteri.